Aceste insecte au crescut sub pământ timp de 17 ani, sunt enervante, înfricoșătoare și în primul rând foarte zgomotoase. Aceasta este o specie de greier și în curând milioane dintre ei vor ieși de sub pământ provocând haos în jurul lor. Ce s-ar întâmpla dacă tu ai fi înconjurat de ei? Ce efect ar avea asta asupra corpului tău? Pot acești greieri să provoace moartea oamenilor? Cum ți-ar afecta așa ceva auzul? Hai să aflăm împreună ce s-ar întâmpla dacă te-ar ataca un roi de greieri. Aceste insecte care petrec 17 ani sub pământ sunt cunoscute de greieri periodici sau în engleză magicicada și de fiecare dată apar în număr foarte mare. Atunci când se nasc, sunt aproximativ 1,5 milioane pe fiecare acru de pământ, adică aproape 400 de milioane pe kilometru pătrat. Într-o singură pădure pot fi sute de milioane de astfel de insecte. Oare ce s-ar întâmpla dacă te-ai afla în mijlocul lor? Primul lucru pe care cu siguranță l-ai observa ar fi strigătele lor de împerechere extrem de puternice. Un singur greiere poate fi la fel de zgomotos ca o mașină de tuns iarba. Imaginați-vă cât de zgomotoși ar fi milioane de astfel de greieri. Oamenii care trăiesc în zone unde aceste invazii sunt frecvente folosesc de obicei ceva cu care să-și protejeze auzul. Chiar dacă ești la o distanță destul de mare de roiul de greieri, tot ai auzit zgomotul produs de ei. Deci, dacă milioane de greieri te-ar ataca, ar fi ca și cum te-ai afla la un concert rock, iar dacă petreci destul de mult timp în mijlocul lor, probabil că auzul îți va fi afectat, asta pe lângă faptul că ar fi extrem de enervant. Apropo de concertele rock, corpul acestor greieri seamănă oarecum cu o chitară. Au chiar și abdomenul gol pe dinăuntru pentru a amplifica sunetele și pentru a le face să ajungă cât mai departe, exact ca o chitară. Dacă ai sta mult timp între ei, și auzul tău ar fi afectat. Probabil că ai simți și o durere puternică și nu ai mai putea să te miști. Ai sta întins și greierii ar continua să zboare în jurul tău, iar unii ar putea chiar să îți înțepe pielea și să îți sugă sângele. Trebuie știut că nu ar face asta intenționat, ci pentru că te-ar confunda cu un copac, iar aceasta este sursa lor principală de hrană. Dacă ți-ar suge sângele, acești greieri ar muri, deci nu te aștepta să fii mușcat de prea multe ori. Aceste insecte au un nivel de inteligență foarte scăzut, ceea ce este de înțeles având în vedere că au trăit sub pământ timp de 17 ani. Când ies de sub pământ, inteligența lor este practic egală cu zero și au doar câteva funcții motorii. Asta ar face ca milioane dintre ei să se ciocnească de tine. Probabil ai strivi mii de greieri fără să vrei în timp ce mergi, iar pentru că sunt atât de stângace, aceste insecte sunt vânate foarte ușor de multe alte animale. Deci nu ai fi invadat doar de greieri, ci de multe alte animale, cum ar fi veverițe, ratoni și păsări. Pentru toate aceste animale ar fi un ospăț care ar dura săptămâni întregi până când ar termina de mâncat toți greierii. În timp ce se întâmplă asta, ar trebui să reușești să fugi. Chiar dacă ai avea câteva răni, măcar în acest scenariu ai supraviețui. În fond, acești greieri nu încearcă să-ți facă rău, sunt doar lipsiți de inteligență și enervanți. Sunt în primul rând o sursă de hrană pentru alte animale care în fiecare vară se bucură de ospăț în pădure. Deci, chiar dacă acești greieri nu sunt insectele noastre preferate, nu ar trebui să-i exterminăm. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!